televizor că ai dat peste noi. Diferite comentarii duse spre lucruri care probabil îmi dă face să mă gândesc că am făcut extraordinar de bine, că nu am putut, n-am acceptat, chiar dacă întâlnirea cu președintele, în care a ținut neapărat să se întâlnească cu mine, să vorbească în direct, doar eu cu el, a dorit și a insistat ca eu să preiau echipa națională cu proiectul care îl doream sau cu tot ce era, dar din păcate, așa cum i-am zis și dânsului, în acele ore sau cât am stat la discuții legate despre acest aspect, în care n-am vrut să fac nicio concesie, nimic legat de aspectul ăsta, pentru că situația cred că am fost destul de clar și nu e adevărat că am fost ofertat de 3 ori. Am mai fost odată o discuție mică, unde timp de 4 ani a dorit în România că s-a dorit altcineva, că eu nu eram. S-a discutat, dar foarte vag, o dată în care la fel am zis... Când a fost asta, Gică? Mi se pare că înainte de Cosmin. Ok. Dar după ce a plecat Daum, da. Înainte de Cosmin, dar foarte vag. Am și zis că s-a discutat, dar fără să se ducă atât de departe, atât la să ajungă la președinte. A fost doar o discuție în mare, dacă aș fi, și atunci am spus același lucru cum l-am zis și acum. Aha. Nu pot, chiar dacă președintele, încă o dată vă spun, a insistat foarte tare, dacă să punem avocații, să vedem dacă se poate, să-i punem să lucreze măcar 2-3 zile, o săptămână, și am zis că nu se poate, pentru că lucrurile sunt foarte clare și eu sunt tip care nu aduc confuzie, nu aduc interpretări foarte din tot ce fac în deciziile care le iau, și atunci lucrurile, eu sunt acționar majoritar și cât voi fi acționar majoritar, din păcate, chiar dacă mi-aș dori că una din dorințele mele au fost publice de 2 ani, de 3 ani, v-am spus tuturor că îmi doresc să antrenez o echipă națională sau o echipă mare de club, chiar dacă aceste dorințe sunt, cel puțin în România, nu pot, echipa națională nu pot și nu voi putea niciodată dacă nu îmi vând acțiunile sau... Dar tu ai fost aproape la un moment dat, așa am înțeles. Nu vreau să discut despre, iară să intru în interpretare. Nu se poate. Tu ai fost aproape să vin. Am onorat invitația unui președinte de federație, dar am văzut că v-ați dus prea departe în fiecare zi, fiecare cu comentariile și cu... Păi știi de ce? Stai să-ți explic de ce. Că aici, într-adevăr, e un comentariu. Ascultă-mă o secundă, Gică. Ascultă-mă o secundă, că trebuie să spun povestea. Trebuie să mă ascultați după mine ce zic eu. Că dacă eu nu contez cu nimic. Contează total alte păreri, doar ce gândește sau ce a gândit sau ce visează unul și altul, nu e corect. De acord, a intrat Prunea și l-a atacat pe Ilie pe acest subiect. Și a spus că generația DAO nu sunt doar Ilie, tu și cu Popescu. E diferit, nu e legat de mine. Eu am intrat și am zis legat de mine ce s-a întâmplat. Și cred că sunt în măsură să zic cel mai și trebuie cât de cât să țineți cont de ce am zis eu. Care lucrul e destul de simplu. Sunt acționar majoritar la un club, nu pot să fiu antrenorul echipei naționale, chiar dacă îmi doresc, dar nu se poate, pentru că fiind acționar la un club, se va interpreta în România, va fi un, nu știu ce poate, dovadă că nici n-au trecut o zi, două, ce văd, e incredibil. Că acum ultima s-o scoateți cu Gică Popescu. Ce? Păi, scuzați-mă, Gică e cumnatul, e coleg, ca toți ceilalți colegi de-ai mei, cu lucrurile lui, dar deciziile în viața mea le iau eu. Nu le iau dependente de cineva. Deci nu le iau dependente de cineva. Vorbiți cu liderul generației. Nu vorbiți cu oricine. Vorbiți cu liderul generației. Cred că am destulă personalitate să vorbiți de mine. Da, am fost ofertat. Da, am fost dorit. 100% de toți, de președinte în primul rând, că am stat cu el de vorbă, el m-a dorit foarte mult, din păcate i-am zis că nu se poate. Și eu îmi doream, dar una e dorința și alta e putința, să se poată. Și nu există cale, n-am lăsat cale de interpretare, așa cum sunt eu. De acord, crezi că există o ruptură în generația de aur?
în momentul ăsta? Nu există nicio ruptură, există opinii. Toți jucătorii din generația de aur ne respectăm între noi. Fiecare are opinia lui. Trebuie să vă obișnuiți că acea generație are personalitate. Fiecare jucător are personalitate și e dreptul lui să-și exprime părerea. Eu respect orice părere a oricei coleg și va rămâne coleg totdeauna pentru mine pe viață. Am spus-o de nenumărate ori cât am avut ocazie. Chiar dacă am mai fost și am mai zis ceva și despre mine, e dreptul fiecăruia, dar nu înseamnă că fiecare trebuie să gândească la fel ca mine, să facă la fel ca mine. Fiecare avem drumurile noastre. Gică, îmi pare rău, dar trebuie să te contrazic cu fapte. Spui că toți vă respectați între voi. Nu e total adevărat. Nu. Florin Prunea a intrat și a spus lui Liviu Dintescu să-ți fie rușine pentru ce ai făcut. Vorbind despre povestea ta și lăudându-l pe Burlean. Radu, am zis că eu, din punctul meu de vedere, eu îmi dau părerea mea. Da, dar fiecare, ai spus despre toată generația din aur. Generația noastră are personalitate și spune părere. De acord. Dar nu cred că fiecare cred că și-a deciziile pentru el cei bine. Am văzut și un coleg înainte care la fel a zis părerea lui, înainte să intru, au părerea lui, care o respectăm și trebuie să o respectăm, că totdeauna sunt foști mari jucători, care ei au părerea fiecare. Asta nu înseamnă că părerea e decizia și personalitatea și viziunea fiecărui care o are. Așa cum și eu am deciziile mele și mi le asum, dar văd că nu țineți cont de ce zice persoana care a fost în față, care a stat. De cum nu ținem cont? Care a spus lucruri destul de simplu. Voi îl vreți să-l complicați sau să facem regii teatre? Gică, dacă intri în chestia asta că vreți să facem noi regii, adică cine, nu s-a spus, nu s-a raportat în presă ce ai spus tu, doamne, toată lumea a zis de povestea asta. Pe de altă parte, la fel de adevărat, dar și tu trebuie să înțelegi și să accepti că există această situație obiectivă. Ce a zis subsemnatul care a stat de vorbă? Ce a zis subsemnatul contează cel mai mult, nu ce contează ce zice celălalt. Că eu nu vorbesc despre ce face celălalt. Dar a existat o accepțiune numită cu forță de Florin Prunea în principal, că generația de aur nu intră în relație cu Burlean. Asta e ideea. Altceva, ce mai vrei să facem? Cum adică toată ziua mi-am amintesc de ce a zis Florin cu Dumitrescu și eu vorbesc despre mine. Deci, pentru că Florin a vorbit despre tine. Era legat exact de subiectul ăsta și el va acuza explicit că ați făcut cumva, pact secret cu Burleanu, adică întâlnirea ta, înțeleg că a fost foarte sinceră și Cristi, profesională. Mai fabricați ceva, nu știu ce pact. Ce fabrică? Nu fabric nimic, dacă fabricam ceva, eram pe aici. Concret, ne-am întâlnit cu președintele, acest lucru e concret. Ce zice cel care așa ni s-a părut și nouă, până în momentul în care a intrat Prunea în emisiune și a spus că noi am jurat la mormântul lui Didi Prodan ca acel băiețar să fie ținut la colț de noi. Înțelegi? Deci, am zis înainte că fiecare poate să spună ce dorește el, pentru că fiecare din generația noastră are personalitatea lui. Dar numai că îl certa pe Ilie și... Nu de mine! Nu țineți cont! Bun, ok, am înțeles, Gica, nu mai mergem pe... Știi ce am în curiozitate, apropo de întâia cu Răzvan Burleanu? Tu înțeleg că ești de la început, domnule, nu se poate, și asta mi se pare super corect, apropo de toți care au zis, hai să o dăm mai așa, mai în stânga, mai în dreapta, ok, tu ai spus-o clar la început. Dar ce ați discutat? Eu i-am spus 4 ore. Am vrut să mă întâlnesc cu el, pentru că practic se știa niște lucruri, dar v-am zis, n-a fost vorba de alte propuneri directe, atât de directe, în care și-a dorit ca eu să preiau acest proiect. Punct. Nu a fost. Și atunci când ești invitat direct de un președinte, direct, e logic și normal să mă întâlnesc, să-i zic în față, să stăm de vorbă, să vedem dacă exista vreo cale. N-a existat, nu. N-am lăsat loc de nimic, pentru că știam că nu e corect și tot, dar eu că sunt acest, chiar dacă mai poți să faci, mai poți să te gândești la asta. Eu n-am vrut, am stat cu dânsul oameni, ca și în față, că nu dânsul credea că se poate, dar uite că nu se poate și am zis, doamne, mulțumesc, m-a onorat, eram onorat să fiu, să fac lucrul ăsta, dar nu pot datorită acestui fapt. Sunt unde sunt, sunt acționar majoritar și nu pot, pentru că vă dați seama înțeles, că am principiu, dar întrebarea mea, ce ați discutat ore întregi, dacă a fost clar de la început asta?
Păi despre ea și despre fotbal, că ce puteam să discutăm? Da, nu știu, întreb și eu, că noi am crezut prima oară că ore întregi ați căutat o soluție, dar nu, bănesc că a fost despre sine. Despre proiect, despre ce poate fi, ce își dorește, deci ne-am întâlnit, am stat. I-ai spus cum ar trebui să arate selecționerul în opinia ta? Poftim? I-ai spus cum ar trebui să arate selecționerul în opinia ta? Că bănesc că ai dreptul la asemenea opinie. Eu să arate selecționerul. Cu ce drept să zic eu? Acum, serios. Acum, când ești prea... Când nu-ți place că nu te plasăm la dimensiunea unui lider de generație, când acum ești prea modest, cum ai că cu ce drept? Cu dreptul unui om care... Care are discernământ în fotbal. Exact ce spuneai tu, liderul unei generații, care a avut performanța cea mai mare. Da. Și e și antrenor pe deasupra. Și a câștigat și un campionat și, în fine, a fost și antrenor reprezentativ. Și mai zic ce am spus domnului președinte. Spun că vorbesc mult, dar e ok. I-am zis că în România are antrenori foarte buni, pentru că există generația aceea foarte bună, care a făcut performanțe și s-a dus la nivel foarte mare, și generația după noi, care au crescut cu noi și sunt foarte buni, pentru că au jucat și ei la nivel foarte ridicat, foarte înalt, de performanță în Europa. Așa că există un grup și plus generația care a crescut în anii 80-90, iar antrenori foarte buni. Și am zis că România are antrenori foarte buni, mulți și jucători foarte buni de perspectivă care putem să ne gândim la un viitor foarte bun. I-ai dat și niște nume de antrenori? Nu, nu pot să-mi permit lucrul ăsta. Nu, pare... pentru că n-am făcut-o niciodată și nu o să o fac. Eu nu mă simt atât de hai să o luăm. Eu nu mă simt și nu sunt acela care să... Nu am responsabilitatea, nu-l am. Nu ți se am pare că nu... deci pledând pentru ideea asta de antrenori români care sunt pregătiți, sunt talentați și vor să facă treabă, ți se pare o incompatibilitate ideea de selecționer străin pentru Naționala României? Nu comentez sub nicio formă, pentru că nu vreau să intru în alte... Nu, am avut experiența nefericită cu Daum, absolut nefericită. Eu mi-am zis părerea și de față cu dânsul că am fost acolo și v-am transmis-o și dumneavoastră. Uh-huh. Și am zis două lucruri care cred eu că sunt importante și sunt adevărate. Gică. În sens că avem antrenori și avem jucători de perspectivă, tineri foarte buni, cu jucători de experiență care se poate face să te duci să te califici. Ok. Am o întrebare apropo de... Vreau să mai zic un lucru. Pot să zic? Da, te rog. Că un proiect să-l înțelegeți cu toți. Un proiect de a construi o echipă puternică nu înseamnă a construi o echipă puternică înseamnă să încerci să face o echipă care vrea să câștige, să ajungă să câștige, să... Ca câștig înseamnă minim să te califici la campionate europene și mondiale, să te duci la ele, să participi pe o durată de 10 ani. Asta nu am zis că proiectul înseamnă să încerci să-i aduci să devii cel mai bun. Înseamnă că trebuie să iei pe cei mai buni și normal că proiectul e câștigător. Deci nu se duce din... ca și cum vii mâine la echipa națională și nu vorbim de ce facem la calificările pentru europene. E clar că trebuie să te califici la europene. Asta spui tu, că proiectul tău nu înseamnă că aștepți nu știu câte campanii și abia după aia. Nu, tu spui că de la prima trebuie să vadă. Dar nu e de construit o echipă competitivă. Da. Noi putem să spunem fiecare. Obiectivul, bineînțeles că sunt și obiective intermediare. Nu e doar un obiect. Obiectivul la mare care vi l-am spus, era acela de a face o echipă mare. Am înțeles, dar există și obiective intermediare și trebuie să ai obiective. Că trebuie să luăm o pauză. O întrebare mai am, dar serios, care din trecut și ține de posibilitatea ca tu odată să devii într-o bună zi selecționer. Asta înseamnă că trebuie să nu mai poți fi acționar majoritar în proiectul tău. E adevărat că ai fost aproape în ultima vreme de a deveni acționar minoritar, de a vinde cuiva majoritatea acțiunilor? Radu, Știi bine că mi-am doresc și mi-am exprimat și public acest lucru de nenumărate ori, că eu cred în parteneriate, eu cred că ca să devenim mai mari și noi să avem pretenții mai multe, am nevoie de lucrul ăsta, nu doresc lucrul ăsta, am spus-o de nu știu câte ori. Sunt lucruri spuse, sunt o persoană care sunt al dumneavoastră de mic.
Am fost și trebuie și totdeauna... Da, da, întrebam dacă ai fost aproape să faci asta. Dacă ai fost aproape să realizezi asta în ultima vreme. Dacă ești aproape acum. Lucrurile am spus public. Nu pot să stau toată ziua să vorbesc pentru că mai trebuie să și muncesc. Mai. De acord, ești aproape să vinzi cuiva, să intri într-un parteneriat cu cineva? Veți vedea, vom vedea. Asta vom vedea, nu știu. Vom vedea. Îmi doresc. Ce pot să zic mai mult? Da. Pentru a deveni mai puternic. Da, hai să zicem așa. Când reușești chestiunea asta, în momentul ăla te putem considera, pentru când se vacantează postul de selecționer, ca un candidat, de acord? Dacă tot să fii președinte și mă propui, ok, eu știu, nu știu. Președinte de, nici de scară de bloc n-am putut. Depinde de cei care sunt responsabili să facă acest lucru. Numai păi da, nu, dar din perspectiva ta, adică să vrei cu, uite, președinte de acum a vrut. Radu, dacă v-am spus că doresc, mai am două dorințe. Nu am okay. spus acum doi ani. Ca să fim clari, de-aia te-am întrebat. Acolo. Le-am zis că sunt, vreau să antrenez o echipă națională sau o echipă de club. Și o echipă de club, două lucruri am zis că mai am în viață. În munca mea, în meseria mea, când mă cunoașteți, eu sunt, am făcut fotbal, am jucat fotbal și sunt în jurul fotbalului. 24 din 24 de ore. Da. Atunci, nu te-a bănuit niciodată de lipsă de pasiune, da. Cineva, Gică. Am o întrebare foarte scurtă care se rezumă la da sau nu cu răspunsul. A participat la întâlnirea pe care a avut-o cu Răzvan Burleanu și președintele Comisiei Tehnice, Mihai Stoichiță? A fost o discuție în care am onorat-o, unde președintele a vrut să vorbească numai cu mine. Am înțeles. Mulțumim!